A văzut pe ucenici că se necăjesc cu văzlirea, căci vântul era împotrivă. Și într-a patra strajă din noapte a mers la ei, umblând pe mare, și voia să treacă pe lângă ei. Marcu 6 cu 48. Această exprimare, și voia să treacă pe lângă ei, mi-a atras atenția în urmă cu ceva ani. Ulterior am vrut să o verific. E întâmplătoare, e o chestie de traducere sau se repetă și e sens original? Și am văzut că peste tot e tradus la fel, același sens, voia să treacă pe lângă ei. Cornilescu, care a tradus acest verset, probabil a observat și el această particularitate din el și pune o trimitere jos, la întâmplarea cu ucenicii în drum spre Emaus, când exprimă textul un lucru asemănător și spune că Domnul Iisus voia, s-a făcut că voia să meargă mai departe, dar ucenicii au stăruit de el. Am introdus acest verset și această întâmplare pentru că cred eu că fundamental vorbește de ceva ce ține de discreția Domnului Isus și este un lucru foarte interesant că Dumnezeul care este așa de măreț și impunător are și o latură foarte discretă și aș adăuga un lucru care arată că la fel este și pentru persoana Tatăl, pentru că Hristos nu putea să fie decât o reprezentare, acum este Tatăl. O întâmplare asemănătoare este când Moise se apropie de rugul aprins și textul ne menționează Dumnezeu a văzut că se întoarce să vadă. Ne arată aceeași discreție, un Dumnezeu care nu zice sunt aici, ci trece pe lângă tine și așteaptă să vadă oare mă observi, oare observi acest lucru. Am adus acest lucru, deși nu vreau să te întreb de ce este Domnul așa de discret, ci vreau să te întreb de ce respinge Hristos orice reclamă. Și poate cu introducerea mea, anticipând puțin ceva din caracterul Domnului, care răspunde poate parțial la această întrebare, dar nu cred că total. Când pui această întrebare, în mintea mea vine o altă latură a abordării răspunsului la această întrebare și mă bucur că tu ai adus o altă perspectivă, pentru că întotdeauna vii cu un echilibru la structura mea rațională și rece cu abordarea ta plină de căldură. Și cât va trebui să vină vremea când schimbăm emisiunea să facem una când tatăl tău te va întreba și să-mi spui tu. De fapt, asta e frumusețea, că există o reciprocitate în ceea ce facem și mi-aduce aminte de cuvintele Apostolului Pavel când zice celor din Roma că vine să le dea un dar duhovnicesc sau mai degrabă să ne îmbărbătăm unii pe alții. Că există ceva care nu se manifestă în relațiile acestea dintre noi ca și ceva de la superior la inferior, ci ceva de la slujitorii lui Hristos care beneficiază fiecare de celălalt. Cum ziceam eu odată, că dacă nimeni nu beneficiază de pe urma ta în trupul lui Hristos, să trăiești viața degeaba. Deci. Mi-ai scris de curând, sau poate că nu mai așa de curând, într-un fel au trecut câteva luni, dar timpul așa zboară de repede încât câteva luni nu mai par așa mult. Mi-ai scris o scrisoare în care ai zis că ce extraordinar, că suntem tată, fiu, dar suntem și frați. Și da, te consider cineva de la care am ce să învăț și cineva mai mare și tatăl meu și extraordinar și că mă e ca egalul tău. Asta explică ceva despre cum suntem. Acum tu știi afirmația mea, copilul cât e de mic, înveți de la el. Și tu înveți de la Și eu învăț multe de băiețelul la tău băiețelul și meu. asta este frumusețea. Asta este frumusețea. Pentru că asta ne aduce sub umbrela lui Hristos ca niște oameni beneficiari ai celui așa pe care îl revarsă peste noi. Și învățăm din toate acestea. Dacă mă gândesc la faptul că Iisus respinge orice reclamă a lucrării Lui, mă gândesc că o face pentru că lucrarea îi a Lui și e suficient de mare și puternic să o gestioneze singur. N-are nevoie de proptele. Și exact cum este Dumnezeu. Și aș aduce în discuție sau în atenție ceea ce spune profetul Isaia, capitolul 55. După cum ploaia și zăpada
se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească. Pentru că să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Există o discreție în această rodire a pământului. Nu depinde de agricultor, nu depinde de omul care face, ci de Dumnezeu care a pus acest miracol în sămânță, care face să ude pământul și care face să rodească. Și Dumnezeu ia această imagine și o aplică la sine. Ceea ce face El este la fel dincolo de controlul nostru, dincolo de înțelegerea noastră, de anticipările noastre și de analizele noastre. Tot ceea ce este din gura Lui se întoarce la El cu rod. Este un cuvânt care căzut în inima omului, pământul bun, nu pe stâncă, aduce roadă și se întoarce la El împlinind planurile Lui. Aș menționa câteva elemente. Ceea ce face El este perfect. De aceea nu are nevoie de reclamă, de marketing. Nu are nevoie de sprijin. Și asta spune Apostolul Pavel într-o exclamație de entuziasm gândindu-se la Dumnezeu când descrie Romanilor, zice: o, adâncul bogăției și științei lui, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine a fost consilierul, marketerul lui Dumnezeu? Cine a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și Pavel se oprește și zice: Lui să fie slava în veci. Uh-huh. Amin. Deci, ceea ce face este desăvârșit și nu este nimeni care să-i spună, așa cum a încercat Petru să-i spună Domnul Iisus, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Asta nu e o strategie bună în căutarea de a-ți face cunoscută învățătura. Uh-huh. Tu ai nevoie de o corecție aici, lasă lucrurile astea și gândește-te altfel. Apoi, ceea ce face Dumnezeu, desfășoară un plan în care nu a întrebat pe nimeni cum să-l facă. Uh-huh. L-a anunțat mai dinainte și nu se va bate de la El. Apostolul Pavel spune despre Dumnezeu că își desfășoară lucrarea după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Ne spune asta în Epistola lui Pavel către Efeseni. Adică noi, la rândul nostru, suntem chemați după planul Lui, spune Apostolul Pavel. Suntem chemați după planul Lui, în planul Lui, nu să comentăm planul Lui sau să fim consilieri ai planului sau să încercăm să ne aducem aportul în toate lucrurile acestea. Acum, cred că în înțelegerea întrebării tale este important să percepem, să identificăm momentul planului lui Dumnezeu pe care îl trăim. Pentru că noi nu suntem chemați să facem reclamă acestui plan în sensul comercial, dar noi promovăm ceea ce face Dumnezeu. Dar aș vrea aici cumva să vin cu o întrebare care o aveam în minte, pentru că cred că ceea ce urma să introduci se leagă. În Evanghelii sunt diferite momente în care Domnul Iisus poruncește cu tărie să nu spună nimănui. Apare, de exemplu, în raport cu diferite categorii, apare și în raport cu dracii. Aici nu cred că e așa de mirare. De ce Domnul nu vrea ca dracii să mărturisească El Hristosul? Și o vorbă care o spuneai tu, Hristos nu are nevoie de reclama dracilor. Și până la urmă cuvintele dracilor, fiind ele și aparent bune, sunt păguboase când vin din partea lor. Uh-huh. Dar e foarte interesant atunci când Domnul ajută un om, când îl vindecă dintr-o situație sau îl izbăvește și îi poruncește să nu spună. Și de cele mai multe ori omul nu se poate abține și tot îl mărturisește. Oare care-i tâlcul
legat de acest lucru? Cred că este înțelegerea pe care o are omul despre el. Domnul nu așteaptă și nu admite ca noi să îl descriem altfel decât este. Uh-huh. Și identificarea lui ca și Mesia a fost una dintre identificări, a fost vindecarea bolnavilor anunțată de profeți mai înainte. Dar aceasta nu era elementul central al lucrării lui, să vindece oamenii care după aceea se îmbolnăveau și mureau până la urmă, ci să le vindece sufletele. Și adică, atunci ei ar fi promovat o imagine a lui Mesia greșită? Cred că despre asta ca e un vindecător, vorba. Vindecător. Omul acesta m-a vindecat, da. Și oamenii să meargă numai pentru acest motiv la el? Da. Omul ăla care înmulțește pâine, omul ăla care ne va da să mâncăm dacă e împărat, omul ăla care ne va vindeca, omul ăla care va fi în slujba noastră. Ori, în esență, Iisus este Domnul, este Dumnezeu și noi trebuie să ne subordonăm Lui și lucrării Lui. Dar, de exemplu, există o situație în care, cu cei 10 leproși, în care Domnul le zice la toți, duceți-vă și arătați-vă preoților, dar unul dintre ei face nota aparte și vine la Mântuitor și mulțumește. Și Domnul zice, nu s-a găsit numai acest samaritean care să mulțumească. Cu toate că Domnul nu le-a sugerat sau le-a indicat că ar trebui să facă altceva. Și eu mă gândeam că nu-i cumva și o astfel de o probă a omului, o verificare, oare o să poți să te abții să nu spui lumii ce ți-a făcut Hristos ție? Într-un fel, nu cred că e o verificare din partea Domnului Iisus, că El știe totul, dar cred că are ceva de a face și cu această latură. Cum zicea Ioan Alexandru, simt că voi fi strâns de gât, de nu voi spune că cel ce este veșnic va rămâne. Adică, sau fratele Gabor, cu experiența lui teribilă, salvat de Dumnezeu și intervenția îngerilor și morți clinice și așa mai departe, care spunea securitatea să nu mai meargă să spună, dar nu putea să nu meargă. Auzea vocea care îl trimitea în biserica cu tare sat și nu putea să nu meargă. Deci sigur că este această dimensiune dincolo de analizele noastre și de încadrarea noastră în tipare. Dar cred că și acest element, el vroia să știe ucenicii că e Mesia, dar imediat ce află că e Mesia și mărturisesc, pune conținutul adevărat al acestui lucru, al lucrului pentru care a venit. El a venit în primul rând ca să ducă mântuirea și să ierte păcatele, să moară pentru asta, pentru oameni. Așa, acum mă gândesc că l-a îndrăcit, care a scos acea legiune și a trimis-o în porci, îi poruncește să rămână, să nu meargă după el, dar să rămână și să spună tuturor ce i-a făcut lui Domnul. Exact. Pentru că îi vindecase în primul rând inima, sufletul și era o mărturie pentru celălalt să-l vadă dintr-o dată normal, omul acela de care se fereau. Și el care știe totul, știa ce e în om și ce imagine și ce anume va spune despre el. Și ce va aduce mai departe. Și la unul îi spune du-te și spune, la altul spune taci. Da, și pe altul nu-l oprește, cum e femeia de la fântână. Nu oprește să îi cheme pe toți. Da, ziceam că e important să înțelegi momentul istoric în care ești din punct de vedere a planului lui Dumnezeu și mi-aduc aminte de profetul Daniel, care e în Babilon și citește din cărți, din Ieremia, că la 70 de ani de robie trebuie să vină eliberarea și întoarcerea poporului înapoi și începe să se roage pentru asta și e preocupat de acest element, dar nu a început cu 20 de ani înainte, nu a început la 50 de ani, hai să ne rugăm să ne ducă Domnul acasă, pentru că era o perioadă stabilită în plan. Acum dacă suntem în perioada apostaziei, când cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu și se leapă de credință, nu putem să cerem lui Dumnezeu să reediteze perioada apostolilor. A fost o perioadă de explozie inițială care spre sfârșitul perioadei dinaintea venirii Domnului Iisus se termină prin falimentul total al bisericii, care e apostată și rămâne o rămășiță foarte puțin. Deci asta trebuie să le avem în vedere și să lucrăm în felul acesta și să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Apoi mă gândesc la faptul că Dumnezeu nu are chiar nevoie de niciunul din noi ca să-și facă planul.
deși ne cheamă. Apostolul Pavel era în închisoare și el spune, cuvântul Domnului nu este legat. Adică eu sunt legat, dar cuvântul Domnului nu legat. Răspândirea cuvântului nu depindea de el, ci de Dumnezeu, pentru că este cuvântul lui. Și apostolii primeau de la Domnul direcția. Adică ce vreau să scot în evidență este că Dumnezeu nu are nevoie de niciun sprijin, pentru că El dictează ce se face și nimeni nu înțelege de plin. Nimeni nu știe precis. În același timp are nevoie de sprijin. Dar o să vedem asta dacă mai apucăm în timpul nostru să luăm elementul ăsta în discuție. Cineva, un frate păstor, spunea, noi nu putem fără El, El nu vrea fără noi. Așa-i. Ceva de felul ăsta. Așa-i. La noi e o nevoie, la El e o dorință. Da. Și dacă noi stricăm lucrurile Lui în mâinile noastre, nu intervine să nu le stricăm. Dar vom da socoteală. Apostolii primeau de la Domnul direcția. Și asta ar trebui să învățăm. Nu să ne imaginăm noi ce face El și să facem reclamă, ci să înțelegem ce face El și să trăim asta. Și asta e reclama. Trăind. Și acum zice Apostolul Pavel, iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Iar în trimiterea sa, Domnul Iisus nu se bazează pe perspicacitatea ucenicilor și capacitatea lor. Când le dă marea trimitere în Evanghelia după Matei, mai întâi îmi zice, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă. Și după ce le dă tot conținutul la ce au de făcut, zice, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Adică nici atunci nu-ți face reclamăție ca slujitor, ci atrage atenția asupra lui Iisus. Trăim niște vremuri ciudate în care acest caracter cristic, de multe ori cei care spun că sunt ai lui, nu dau dovadă. Și chiar le place să facă un spectacol, sunt care fac un spectacol din minuni și din tot felul de lucruri. Dar nu vedem niciodată Hristos să facă un astfel de spectacol, ci îl vedem mereu să se manifeste în discreție. Și aș vrea să te întreb, cum ar trebui să fim noi în lumina a cum a fost El? Cum ar trebui să se manifeste credinciosul ca să înainteze lucrul împărăției, dar nu să nu facă din asta un spectacol ieftin, care până la urmă asta a fost problema, poate să discutăm în detaliu în viitor despre asta, dar a ucenicilor atunci când Domnul a avut acea vorbire grea cu pâinea și pâinea este adevărat, trupul lui și sângele lui este cu adevărată băutură. Atunci asta era problema, pentru că ei veniseră la el, adevărat vă spun că veniți pentru pâini. Adică veneau pentru bunăstare ei, da. Și poate pentru spectacol. Se întâmplă o minune. Cum putem să avem? Reclama pe care o facem noi Evangheliei trebuie înțeleasă așa cum toate conceptele sunt schimbate. Dacă le privim din perspectiva lui Dumnezeu. Așa și reclama aceasta are accentele ei cu totul diferite. Și eu cred că cel mai frumos ne explică asta Apostolul Pavel. Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Adică lucrarea lui Dumnezeu suntem noi înșine. Reclama nu este vorbirea noi, noastră, în sensul marketingului despre El, prezentându-ne lucrările și arătând câte facem. Ci suntem noi cu viețile transformate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lucrătorii lui Dumnezeu, asta trebuie să fie preocupați. Să scrie în inimile oamenilor cu Duhul Sfânt caracterul lui Hristos în trăirea lor. Și când oamenii trăiesc așa, ei sunt lumina și sarea. Ei nu-și propun
dar nu pot altfel. Așa trăiesc, așa sunt. Și în testul încercării sunt acolo și stau în picioare. Și rămân neclintiți. Când un om se roagă pentru dușmanii lui, când își iubește călăi și pare rău de ei, că îi vede în pericolul iadului, asta vorbește. Când nu mergi să-ți câștigi dreptul și nu te duci până în pânzele albe să-ți aperi lucrurile care ți le fură alții, ci binecuvântezi când ești blestemat de alții și te rogi când ești prigonit și vorbi de rău. Astea sunt o adevărată reclamă. Când vezi lumea aceasta și te uiți la tot ce vine și ești cu încredere, nu ești trist și deprimat. Asta este ceea ce promovează Evanghelia. Spune Martin Lloyd-Jones spune, creștinii deprimați sunt o proastă reclamă pentru Evanghelia. Oamenii care umblă în povara și întristați. Cu mulți ani în urmă eram într-o locație lângă Dublin, care era o emisiune creștine. Era închiriată pentru o activitate care se făcea acolo. Și au venit niște turiști care s-au rătăcit. Nu au găsit adresa și au venit acolo. Și m-am uitat repede pe masa misiunii să iau ceva tractat, să le dau ceva, să citească ceva. Dar n-am găsit decât despre ce fac eu, ei. Nimic despre Hristos. Noi facem asta, noi facem asta, noi facem asta. Adică reclama cui era? A lor. Dacă deschizi asta site-urile bisericilor, ce vei citi acolo? Ce fac ei? Ce fac ei? Nu prea găsești biserici care să-L descrie pe Hristos. Noi avem departamentul cu tare, noi avem departamentul cu tare, noi facem cu tare, ne ocupăm de copii, vină la noi. De ce? Păi să nu mai meargă la el alții. Și ne-am pierdut direcția de a câștiga omul acela care zace în întuneric, în noroiul lumea acesteia. Și nu are lumina vieții. Atunci când Hristos umbla aici între noi, cu toate că poruncea mereu să nu se spună despre El, cu toate că avea vorbiri șocante, care de multe ori erau neînțelese de audiența Lui, cu toate că căuta de multe ori să se ascundă, să se retragă, singur, să rămână singur, locuri pustii, era îmbulzit de oameni. Și cred că fundamental acesta este aspectul. Viața lui curată, desăvârșită, faptul că era însuși adevărul. Învăța ca unul care are putere. Nu putea să nu îi atragă. Era o povestioară oarecum puerilă, dar aduce o învățătură importantă. Zice că erau doi sfinți într-un oraș și unul stătea în sud, orașul în nord sau ceva de felul ăsta, în vest sau în est, oricum la poluri opuse. Și nu s-au întâlnit niciodată, dar amândoi lucrau și erau cunoscuți în împrejurim și mai departe. Și unul dintre ei, când era destul de bolnav, a vrut totuși înainte să moară să-l vadă pe celălalt, să-l cunoască. Dar pentru că era un om discret, a vrut să meargă noaptea, ca să nu toată lumea să-l îmbulzească și să nu mai poată să ajungă. Dar povestea asta spune că atunci când a ieșit din casă, doi îngeri au ieșit să-i țină făcliile, să vadă drumul. Și deși așa are cum copilăroasă într-un anumit sens, reflectă acest adevăr. Că atunci când viața e curată, indiferent cum încerci să te ascunzi și indiferent cât de discret încerci să fii, oamenii vor fi atrași de comportamentul tău diferit. Și asta va aduce lumină, chiar dacă vrei să te ascunzi. Adică o epistolă este o scrisoare și o epistolă scrisă de Hristos, văzută de toți oamenii, este mesajul Lui și reclama Lui pe pământ. Ce realizează el în sufletul omului? Cum îl scoate pe bețiv din starea lui de adicție și îl face un om integru, cum spunea unul provocat, ce bă, poți să dovedești că Iisus a transformat apa în vin? Și el a răspuns, nu pot să-ți dovedesc,
dar în casă la mine a transformat vinul în mobilă. Și asta este de fapt, există un marketing, dar n-am putea să-i spunem așa, să trivializăm folosind cuvântul ăsta care se bazează spre a șmecheri oamenii și a duce tot felul de zone și a determina. Cred că termenul folosit în Scriptură e că ești o jertfă vie. O jertfă vie. Adică tu însuți ești indicatorul către Hristos. Nu-i faci, nu ceea ce zici indicatorul, ci viața ta însă. Exact. O jertfă cu sare, spune, și sare semnul legământului, adică cu gust, nu un eroism, ci realmente o viață sacrificată și dăruită din dragoste pentru alții. Hristos a spus, voi sunteți lumina lumii. Și a mai spus și că suntem sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, cum va avea putere să mai săreze? În cartea lui Baștovoi, Nebunul, vorbește tot despre un sfânt care căuta mereu să nu aducă lumina asupra lui și avea un comportament chiar nebunesc pentru ca oamenii să nu pună preț pe el. Dar nascuns mereu lucra pentru Hristos și nu voia să fure slava lui. Și acolo apare un citat extraordinar care spune așa: așa să trăiești pe pământ ca și cum nu ai fi, dar la plecare să lași un gol în urma ta. Așa să ne ajute Hristos să trăim, să putem lucra pentru El cu vieți sfinte, ca nu cumva să ne pierdem gustul și să fim aruncați afară. Până data viitoare vă doresc zile bune cu Cel care poate să vi le facă așa. Pe curând!